Momente înălțătoare încărcate de respect și considerație pentru cel care s-a născut odată cu Marea Unire. Paraschiv Simon este printre puținii mușceleni care au apucat să trăiască trei regimuri. S-a născut și a studiat pe vremea regalității, a muncit și și-a întemeiat o familie după ani grei de front, a supraviețuit în perioada comunistă și a apucat să trăiască în democrație. La 101 ani, Paraschiv Simon rămâne un model de viață și de votament pentru cei tineri. Sâmbătă, veteranul de război și cetățeanul de onoare al localității a fost în centrul atenției. Copiii și conducerea administrației locale l-au sărbătorit așa cum se cuvine, ciocnind o cupă de șampanie și urându-i la mulți ani. Să vezi, frate, da. Ia să vedem. O, la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Domnul Paraschiv Simon, neachivul, cum știu eu, de mic copil, de așa, păi, pentru noi reprezintă o comoară și o emblemă a localității. Iată că și la Lerești avem o asemenea personalitate care, într-adevăr, astăzi împlinește o venerabilă vârstă. Practic a terminat un centenar și este în primul an, din al doilea centenar. Noi suntem mândri și onorați că putem să venim în fiecare an la dumnealui să-l spunem la mulți ani. De fiecare dată avem grijă la evenimentele noastre să îi aducem un semn de recunoștință și de mulțumire. După cum știți, domnul Chivu Simon Neachivu este și cetățean de onoare al comunei noastre și sperăm să venim mulți ani de acum încolo, să-l iurăm la mulți ani și sănătate și familie în continuare. Să nu te abați din ce îți este necesar totdeauna și să ții la treaba asta, lucrul ăsta. Da. Eu așa am făcut. Am ținut la familie, am ținut la munca mea de 40 și ceva de ani. Și mi-a mers bine. După ce ați ieșit la pensie, v-ați mai ocupat? De ce v-ați ocupat? De găini. De gospodărie, nu? De gospodărie. Deci n-a stat deloc, nu? Nu. N-am stat. Am fost doar de picioare, de brațe. Mișcare multă. Mișcare multă. Multă sănătate și să ne vedem cu bine și la anul. Vă mulțumesc. Așa cum se prezintă domnul Simon, la vârsta de 101 ani, un om coerent și ambițios, așteptăm ca și anul viitor să fim prezenți la aniversarea celor 102 ani pe care îi va împlini.